joacă constant. Totul ce este în comunitatea jucătorilor s-a mai discutat despre asta. Și pe fost și la tot, ca și în momentul să-l întrebăm și pe Alex personal, care este relația lui cu Poporul, de când și cum se simte la România noastră? În primul rând, bună seara! Practic, joc poker de când eram fotbalist. Prin cantonamente neavând ce să facem. Mai încingeam, să spunem, din când în când cu băieții. Ce poker? Exact Hold'em. Texas Hold'em No Limit. Texas Hold'em No Limit, da. Și mai serios așa, practic, acum un an jumate am început să joc. Ai simțit la un moment dat că poate fi o profesie asta? Nu știu, dar eu nu pot să spun că trăiesc din poker, însă cert este că în ultimul timp îmi ocupă o mare perioadă din timp jucat după poker. Și cu plăcere? Da, altfel nu aș mai fi jucat. S-a vehiculat o discuție despre un heads-up între tine și tatăl tău? S-a vehiculat, însă niciodată nu s-a pus problema ca să-și cu heads-up. Pentru mine ar fi fost interesant meciul ăsta. Cred că pentru toată lumea ar fi fost interesant. Exact. Poate, cine știe, în viitorul apropiat, poate vom avea ocazia să... Bun, Alex, cum te simți la masa de joc aici, între cei mai buni jucători din România? Cum să mă simt? Pot spun că sunt onorat să joc cu cei mai buni jucători din România. Așteptările mele sunt următoarele. Aș vrea ca, eu știu, în viitorul apropiat să-i ajung și eu din urmă pe cei mai buni jucători, pentru că au experiență mult mai mare decât mine. Și în momentul ăsta sper să ajung cât mai departe în concurs. Să fiu printre cei mai buni. Alex, mi-aș dori să te prind în postura de jucător cum simți de fiecare dată la podcastul nostru. Vreau să te audă lumea, dar până una alta te felicit că ești aici și îți doresc succes. Mulțumesc frumos. Și să faci cel puțin masă cu mine. Îți mulțumesc pentru că te-ai băgat în poker. Da. Super, nu? Da. E pentru noi, ești un...